Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre vorbele marilor înțelepți ai lumii. Legea este ordine, iar legea bună este ordine bună. Exagerarea cu privire la plăcere e necumpătare. Sfiala este un ornament la tinerețe, dar un reproș la bătrânețe. Prin natura sa, omul dorește să cunoască. Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea, maestria nu este un dat, ci o deprindere. Numai obiceiurile bune formate în tinerețe sunt cele care contează cu adevărat. Da, adevărul este că ambiția și dorința oamenilor de a face bani sunt printre cele mai frecvente cauze de fapte intenționate de nedreptate. Scopul artei nu este să reprezinte aparența exterioară a lucrurilor, ci semnificația lor interioară. Statul este o totalitate de cetățeni necesară pentru o existență autosuficientă. Mulțimea este incapabilă de discernământ. Posibilitatea de a susține un lucru fără a-l accepta este semnul unui minți educat. Plăcerea de a face un lucru adaugă perfecțiune produsului final. Cel blând nu se îndreaptă spre răzbunare, ci mai cu seamă către iertare. Teama este anticiparea unei suferințe. Omul necinstit este ca și câinele tăcut. Nu vocea e de temut, ci tăcerea. Adevărul transformă modurile de gândire și de existență. Nici o lege divină sau omenească nu poate interzice libertatea de a gestiona durerea. Când femeia dă contredure la pu, pe la spate, vrea să o ia cât mai adâncă.